Golden Hour, emisiune alimentată seară de seară la un izvor de optimism. Apa izvoarele Călimani, cu Jesse Baneș la Gold FM. Alături de mine este chiar acum, dragi ascultători, domnul doctor Adrian Cătinean, cu care ne-am mai întâlnit și acum scurt timp, și vorbim despre cum stresul ne afectează intestinele și sănătatea. Bună seara, îi spun invitatului meu, domnul doctor, care vine mereu cu sfaturi foarte practice. Am vorbit data trecută despre gripă, pentru că suntem în sezonul acesta în care putem să ne îmbolnăvim foarte ușor. Vremea, așa cum vedeți, este foarte schimbătoare și numai bine ne prinde o răceală, dar de data asta am ales subiectul stresului și cum ne impactează acesta sănătatea, pentru că trăim, nu, niște vremuri, domnule doctor, în care toată lumea este stresată. Bine te-am găsit, Jesse, mulțumesc de invitație. Să știi că stresul și impactul lui asupra sănătății este foarte important, pentru că nu se spune foarte mult și tu cred că în emisiunile tale ai atins lucrurile astea. Suntem conduși cu frică, nu? Da. Frica e un sentiment general mai nou în societate, mă rog, după 2020. Ascultătorii înțeleg de ce. Și oare de ce este atât de marketată frica? Pentru că frica egal stres și egal boală. Pentru că mecanismele, mă rog, cei care marketează acest stres știu foarte bine ce se întâmplă în organismul uman, care este supus stresului permanent. Nu mai este un stres, dacă vrei, ca atunci când eram vânători cu legători. Nu? Și erau perioade de stres pentru că eram atacați de diverse fiare sălbatice. Nu știu, aici în arealul nostru geografic poate erau urși, poate erau lupi. Mai în Africa erau lei. Și stresul era de scurtă durată. Atunci se punea în funcțiune sistemul nervos simpatic, adică sistemul nervos vegetativ, care ne reglează nouă fuga sau lupta și care centralizează fluxul sanguin la inimă, la creier, nu? Ne adică face să fim dumneavoastră rapid. Spuneți că la era stresul bun ce era atunci. Nu, era, nu neapărat, nu spun asta. Și ăla era rău, dar era de scurtă durată și era rar, nu? În rest, oamenii nu mergeau la job, sigur, culegeau lucruri cât să se îndestuleze pe o hrană pe 2-3 zile și așa mai departe. Ei, gândiți-vă că genetica noastră e din acele timpuri, că microbiota noastră ar trebui să semene cu acele timpuri, din păcate nu mai seamănă pentru că noi nu mai avem diversitate datorită antibioticelor care sunt ubicuitare, adică sunt peste tot, chiar dacă noi nu le luăm. Sunt în alimente și în tot ce înseamnă produse din carne, care se folosesc foarte mult atunci când creșterea este intensivă, adică atunci când avem foarte mulți pui de găină grupați într-o fermă sau multe vaci grupate într-o fermă. Sigur că cei care le cresc vor să-și protejeze investiția și atunci le dau multe antibiotice să fie sănătoase și au constatat că cresc și mai mult și fac mai multă carne și atunci, din păcate, sigur că sunt anumite norme, că n-ar mai trebui să ia antibiotice cu anumit timp înainte de sacrificare. Știm foarte bine că nu se respectă lucrurile astea și atunci le îngurgităm noi. Deci nu mai avem aceeași microbiotă intestinală și aceeași factor de apărare. Și încă o dată, închizând cercul, nu mai este același nivel de stres. Este un stres mult mai mare decât atunci când am fost noi proiectați, iar lucrurile astea se văd în epidemia de boli cronice, de boli autoimune, care există în ziua de astăzi. Dacă la începutul secolului 20, da, în urmă cu un secol, majoritatea morților erau de cauză infecțioasă, acum știm foarte bine că sindromul metabolic, bolile cardiovasculare, diabetul zaharat tip 2, bolile autoimune, știu eu, poliartrită reumatoidă, tiroidită, Hashimoto și așa mai departe,
sunt principale cauze de morbiditate, adică de îmbolnăvire. Și cum facem, domnule doctor, ca să evităm acest stres? Este aproape imposibil, aș zice eu, sau măcar să încercăm să nu mai fim, să nu ne afecteze, dacă există vreo posibilitate, acest stres organismul până la urmă, că te afectează. Noi avem impresia, bate inima mai tare, poate că, nu știu, o să fac la bătrânețe ceva, cine știe ce, cu ce bol o să mă întâlnesc, dar nu, acest stres te afectează încă din tinerețe și pe mai multe paliere decât ai crede tu, așa cum ziceați și dumneavoastră, inclusiv la intestine. Haideți să explicăm un pic ascultătorilor noștri cum se întâmplă cu stresul ăsta. Să zicem că ești în mașină de dimineață și cineva staie calea, nu? Te enervezi, aproape accident, mă rog, adrenalină, începe să-ți bată inima mai tare. Adrenalina asta ajunge și în creier, ajunge și în hipotalamus și acolo eliberează un hormon, hormonul eliberator de corticotropină, care merge mai jos și în glanda pituitară eliberează ACTH-ul, care merge mai jos în glanda suprarenală și acolo eliberează hormonul de stres, de care cred că a auzit toată lumea, cortizolul. Sigur că astea sunt informații de carte de biologie, așa că lumea trebuie să le știe, în general le uităm informațiile astea, așa că noi aici în emisiune avem rolul să le readucem aminte. Ei, acest cortizol și această adrenalină creează o permeabilitate intestinală care să susțină nevoile organismului de apă, de ion, da, și de energie. Pentru că, cum ai spus și tu, ne bate inima mai tare, ne agităm, ne contractăm și așa mai departe, avem nevoie de energie. Necazul este că odată cu suplinirea acestui necesar energetic mai mare și totodată lichidian și de săruri, intră o grămadă de toxine de la nivelul intestinului, care se numesc LPS și care provin din peretele bacteriane al bacteriilor gram-negativ, care în mod normal există în intestinele noastre și care se distrug de fiecare dată când mâncăm, generând o treabă care se numește endotoxemie metabolică. În mod normal, aceste toxine noi ar trebui să le eliminăm pe toate prin scaun. Dar în condiții de stres, așa cum v-am explicat, acestea intră în sânge și activează cea mai comună cale inflamatorie, ducând la o inflamație de grad scăzut în diverse organe și sisteme. Deci, practic, stresul ăsta care în jurăturile astea, nu? Tot consumul ăsta pe care îl avem noi cu cel care ne-a tăiat calea dimineață, se pot resimți, dacă ești foarte atent, niște dureri intestinale sau borborisme sau dereglare care survin la o oră, două după episodul pe care l-ai avut dimineața și cu care sigur tu nu mai faci legătura. Închipuieți că lucrurile astea le multiplici cu 10, te duci la servici, ai, nu știu, un șef dificil, ai niște colegi care nu ți-au făcut lucrurile pe care le-ai rugat tu să le facă și așa mai departe. Ajungi acasă, te mai ceri cu nevasta, te ceri cu copiii și așa mai departe și lucrurile astea încet, încet sunt, cum se spune, un stimul, un driver pentru suferință cronică. Deci stresul ăsta care spui, ba, m-am enervat, în sfârșit mi-a trecut. Nu, stresul ăsta lasă răni asupra sistemului imunitar, asupra intestinului, asupra florei intestinale, care ar trebui să întrerupă acest cerc vicios, dar din cauza că este afectată, și am spus de ce, pentru că stres, pentru că antibiotice, pentru că o grămadă de conservanți și de alți factori de mediu, nu se mai întâmplă calmarea noastră, așa că, să răspundem și la ce m-ai întrebat tu, ce să facem, e foarte important să rămânem cât mai calmi, cât mai zen. Știu că nu-i bine, dar totuși, dacă ne reamintim de ce tocmai am explicat acum, poate că scădem la jumătate acea reacție a noastră impulsivă de a-l toropi pe cel care ne-a enervat de dimineață, pentru că pur și simplu asta ne afectează
sănătatea cu impact foarte mare pe termen lung. Și mult mai mult decât ne-am fi așteptat și ne-am fi gândit vreodată, așa cum ne-ați explicat mai devreme tot traseul, sincer, vă spun, da, eu nu m-am așteptat chiar atât de tare, lasă urme, iată, acest stres. Sigur, lucrurile mai complicate se duc la nivel molecular, la nivelul de barieră intestinală, de proteine care leagă celulele intestinale, astfel încât acelea nu se exprimate și intră mai multe toxine din interiorul intestinului. Tot aici la prevenție este modalitatea de a mânca cât mai corect, pentru că atunci avem o cantitate mult mai redusă de lipopolizaharide care pot să intre odată cu stresorii, cu evenimentele stresante în interiorul intestinului. Deci spuneți că și cu cât mâncăm mai dezordonat, să zic așa, exact, facem cu atât absolut mai rău acestui... Închipuiesc că ne enervăm foarte tare de dimineață, după care mergem și mâncăm un covrig, nu? Sau mâncăm o șaormă. Covrigul e făcut din carbohidrați simpli, care se degradează imediat în intestin, îți hrană pentru bacterii de multe ori. Glutenul din covrig poate să aibă impact asupra permeabilității intestinale, în sensul că să o crească, iar zaharurile simple să înmulțească speciile de bacterii patogene care în anumite condiții ne fac rău, oricum ducând la o creștere exponențială a toxinelor. Eu vreau să vă spun, domnule doctor, că am tras o concluzie destul de pesimistă din discuția pe care am avut-o astăzi, din păcate, și vă zic sincer că cred că toată populația planetei are probleme ale acestui tract digestiv. Este absolut un flagel și eu îți mulțumesc că m-ai invitat în emisiune ca să conștientizăm. Noi asta încercăm să facem aici, o muncă de conștientizare, să dăm sfaturi utile. Apropo de sfaturi, să știi că calitatea somnului este foarte importantă și multă lume o neglijează. Acele ore dinainte de ora 12 noaptea, da, de miezul nopții, sunt importante pentru că sunt legate de secreția de melatonină și așa mai departe. Chiar mi-ar plăcea și propun să fie acesta subiectul următoarei noastre emisiuni, despre cât de important este să avem un somn de calitate ca să avem o viață, un corp și un organism sănătos și o viață bună, de calitate. Să putem compensa stresul și radicalii liberi de care avem parte în fiecare zi. Mulțumesc, da, se leagă unele de altele, ceea ce mă bucură și pe mine. Și așa facem și noi, legăm și următoarea emisiune să fie așa un lanț cu acest subiect și cu celălalt, bineînțeles, pe care l-am avut. Vă mulțumim din suflet, domnule doctor, și multă sănătate, să ne vedem cu bine data viitoare, să vorbim despre somn. Mulțumesc și eu, să ne vedem cu bine. Dragi ascultători, a fost alături de noi domnul doctor Adrian Cătinean. Îi mulțumim pentru toate sfaturile utile. Vedeți, iată cât de toxic este stresul în viața noastră și cum poate el să afecteze organe la care poate nici nu v-ați fi gândit până acum. Vă doresc o seară minunată, vă îmbrățișez și ne revedem mâine cu o nouă ediție a emisiunii Golden Hour cu Jessie aici la Gold FM.